Bună ziua, stăm de vorbă cu domnul Crino Andănuț, prezent astăzi la Frankfurt la Congresul FRP, reprezentând nu numai România, ci și toate statele din regiunea noastră. Domnule Andănuț, în conferința de astăzi ați vorbit în numele tuturor piețelor de pensii private din regiune. De ce în această voce concertată și care este mesajul pe care l-ați transmis? Am preluat o invitație, să spun, a colegilor mei din țările care fac față unor probleme similare cu ale României. Suntem și membri activi ai FRP, încă de la început, așa că deja noi am devenit o voce. Suntem, să spunem cu mândrie, niște reprezentanți pentru problematica zonei, mai ales că România, din punctul de vedere al industriei pensiilor, a fost un caz de succes, pentru că noi am reușit să blocăm diverse, așa zise, reforme negative, întoarceri de reformă, dacă vreți, care au fost propuse de către Guvernul României în diferite faze. Fiind un exemplu pozitiv, înseamnă că am știut și ce măsuri să luăm ca și contrapondere la unele măsuri guvernamentale. Astfel încât am reușit astăzi să devenim o portavoce pentru țările din Europa Centrală și de Est, pentru că problemele sunt similare, concluzia fiind că cel mai mare risc cu care se confruntă sistemele de pensii, noile sisteme de pensii din Europa Centrală și de Est, cel mai mare risc este riscul politic. Politic pentru că din neînțelegere sau din disperare de cauză, guvernele sunt tentate să pună mâna acolo unde au început să adune bani, să ia acei bani și să-i bage înapoi în sistemele de stat pentru a le întreține, pentru a le ține în viață. Sistemele de stat nu au un viitor clar și asta, aici nu vorbim decât de o matematică simplă, a demografiei și a vârstei așteptate până vârsta așteptată de după pensie, să spunem, ca beneficiar de pensii, tot mai mare, așa că trebuie să reformăm sistemele actuale de pensii și să adăugăm noi sisteme care să completeze veniturile cetățeanului la pensii. Cetățeanul român are și el dreptul la un trai decent, la vârsta a treia. Sunt numeroase state aici în care la vârsta a treia îi se spune vârsta fericirii, adică atunci când nu mai ai prea multe treburi de făcut și trebuie să te bucuri de viață, numai că trebuie să ai și instrumentele, mijloacele necesare ca să te bucuri de viață. De aia ar trebui să fie vârsta fericirii. La român nu e vârsta fericirii, o știm cu toții, dar trebuie să existe și oameni, instituții care construiesc viitorul, altfel decât guvernele. Guvernele au o perspectivă de 4 ani maximală, așa că suntem oarecum într-o contradicție de viziune strategică. Este interesant de remarcat că în speech-urile care au fost până la această oră, chiar și reprezentanții ai piețelor vestice s-au oprit până la urmă asupra acelorași aspecte. Predictibilitate, stabilitate pe termen lung a regulilor în care se desfășoară lucrurile și mai ales accesibilitate și o pensie relevantă. A avea o pensie înseamnă cu adevărat a avea o pensie dacă ea ți oferă un nivel de trai corespunzător. Da, cred că avem la nivel european avem și o problemă de terminologie, pentru că iată, este pentru prima dată, sau poate că în ultimul an a fost pentru prima dată în Europa, când terminologia mai întâi a condus la neînțelegeri majore despre sistemele de pensii, după care conștientizarea acestei diferențe de interpretare a terminologiei, acestei diversități a sistemelor de pensii, a trezit un interes la nivel de vârf european, politic european, despre o anumită coordonare în viitorul Europei, viitorul cetățenilor pensionari a Europei, care sunt tot mai mulți. Am auzit și am aflat astăzi, Europa este continentul cu rata cea mai mare de îmbătrânire. Avem o reală problemă în Europa. În România este cu atât mai accentuată această problemă a îmbătrânirii populației și a declinului demografic, ceea ce pentru politicieni ar însemna, sau pentru niște politicieni conștienți și responsabili, ar însemna că acum trebuie inițiat un dialog și găsite soluții, ceea ce, îmi pare rău, la nivel românesc încă nu se întâmplă. Eu, din punct de vedere profesional, mă simt împlinit că pot discuta despre problemele noastre ale României aici, în mediul internațional. Probabil că o să vină invers, de la conștientizarea națională, care nu se produce, probabil că semnalul să vină de la nivel european, acolo unde suntem membri și unde am cerut clar sprijin prin
printr-un ghid de comportament față de sistemele de pensii. Asta cerem noi la nivel politic Europei. Așteptăm decizia din decembrie. Am solicitat de asemenea și restructurarea modului în care suntem tratați fiscal din punct de vedere deficit bugetar, acolo unde costul reformelor să nu fie considerat un cost, ci o investiție.